Salutare toată lumea, bine v-am găsit fraților la... Mi-a picat netul, frate. Salutare, bine v-am găsit fraților la un episod de CSGO Legit Hacking în Prime, pentru că suntem niște nesimțiți și jucăm în Prime cu hackeri alături de Eduard 22 și ceva, Edin. Previet. Previet. Aole. Deci da, bă, băieți, apăsați pe butonul ăla gigantic de like dacă mai vreți episoade de genul în continuare. Mamă, mie îmi pică net. Bă, pică serverul sau îmi pică mie netul? Cred că îți pică ție net. Zici tu, îmi dau ăștia flood, frate. Nu știu, te-am uitat un pic între lor. Dau ăștia în mine cu flood-ul sau îmi pică mie net? Ăștia de la RDS nu cred că vor să mă lase să filmez. Tu dai seama cu ei, dacă aș avea un hater de a lucra tatăl la RDS, îl pune ăla pe Daxu să-mi pice mie netul când filmez cu ei, să mai postez hack-uri. Da, hi guys, de ce vorbeam? Hi guys, hi guys. Mamă, ce... De ce să pui poza cu Pornhub în făimi? Face reclamă pe canalul meu la... A, zici tu, îmi dă de monetizare? Nu, mă, ce... Frate, eu vreau să câștig bani din YouTube, fac YouTube pe... Mamă, frate. Mamă, frate, Sparkles. Fii atent, mamă, ce i-a dat-o Edis, o pișat Edis pe ei, frate. A, tu ai, tu n-ai Prime? Cum să nu? Păi dar nu arată lui Reality Badge, sau l-ai ascuns tu? L-ai băgat în buzunar? Că nu apare ca e lui Reality Badge. Da, bă, băieți, by the way, uite, am uitat să vă zic, jucăm cu unityhex.com. Auto acceptă așa din mână și asta. Iar îmi pică netul, mamă, frate, eu am probleme cu netul. Jucăm cu... Mamă, frate, stați așa, Eddie, și ca dacă vreți să aveți o reducere pe site-ul Hack-ul... Mamă, iar mi s-au resetat setările, oaie. Recoil cursor, așa. Mă, da, nici serverele nu merg prea bine, să știi. Eu nu mai am viață. Nice. Și dacă vreți să cumpărați hack-ul cu o reducere de 10%, folosiți referalul Raul2K pe site. O să fac, cred că iară, un tutorial ediția 2019, pentru că, da, am abonat noi oamenii în hacking și... Mă rog, în cheating, că m-a corectat cineva. S-a luat cineva de mine în comentarii, băie, adică ci că nu se numește hacking. Că hacking e când spargi site-uri de alea, nu ce fac eu aici, asta e cheating. Aia era problema la canalul meu, mă. De aia n-am crescut eu atâta, frate. Că eu mințeam oameni, eu de fapt făceam cheating. Îți arăt eu, uite, hacking acum. Ia, tragem în cap, să vezi ce hack am. Ia să vă, frate. El e, mă, ia uite-l, stai. Aha. A hack-ui, mă, EDCS-ul. Dar mai merge legit, au, că parcă nu mai mergea. Merge, dar bă... nu e gen la fel, dar e, oricum ajută extrem de mult. Păi oricum e mai bun. Îți dau ăștia la cap și tu... Mamă, frate, l-au omorât pe a meu. L-au omorât pe tovarășul meu. E nebun, omul, frate, e nebun. Sper că nu-mi tremurea rățind acum, mă făcea înainte, că... Nu, eu vreau acau, frate, ala-i. Da, man, English. Cu aia cheamă Alex Pompata, 1, 2, 3 și vorbește engleză. Alex, you are English? Yeah. Hai că e John English. Și o să facem Road to Global pe contul ăsta, bă, băieți, ia ziceți în comentarii, vreți să facem... Mamă. Vreți să facem Road to Global pe contul ăsta? Mamă, frate. Last one mid. Fii atent ce-i fac, băieții. Eu sunt Scream. Good job, man, good job. Zic că are Scream. Mamă, frate. Nu, bă, no. Ai vorbit un pic cu el. Mamă, cât de praf fost. Mamă, cât de praf fost. Uai. Nice. Nu, no, mamă, ce praf, uite ce praf. Mamă. Coaie, se vede că ai lag, ai fake lag-ul. Mamă, ce-i rupe Eddie. Vezi că ultimul e... Nu știu unde dracu' e aia, în jungle. Dar auzi scopul, Nice. Bine, Eddie. Da, am avut și cont. Dar nu-i faza că ai auzit scopul, nu-i așa, ce-i așa de obvious. Uita că primești roborul ăsta gol 9-1.
Mă, eu mă gândeam să fac o serie de Overwatch, frate, dar gen să o fac, dar doar să învăț pe abonați cum să-și ascundă ecul, gen dacă unul are hack, nu neapărat. Sau să-i dau, nu știu, era bar n-am. Dar gen mi-a dat o idee bună un abonat să mă uit la un Overwatch, dacă ăla are hack și încearcă să-l ascundă, să zic ce greșește când ascunde și de ce mi-am dat seama că are, știi? Să-i învăț pe abonați să ascundă mai bine cheaturile. Asta face și B-Hop. Face? Ceva are genul? Da. Nu știu, mi-a zis un abonat în comentarii și mi s-a părut faină ideea. A, cam asta face și B-Hop, da, e șmecher că el are skit. Și cu skit poți să vezi gen profilul și tag, de exemplu era unul cu tag gamer și juca Legit și-a luat report. A, lol. Păi e șmecher așa. Da, l-are AVP. Salută. Mă salută Piccolo, oh, mamă frate. Diffuse man, diffuse, where is the bomb? Oh my god, diffuse, 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 diffuse. Diffuse it man, diffuse it. Kimmen, Kimmen, oh shit. Oh. Mamă ce-a luat-o, frate. Uuuu. Îmi zice pro player, frate. Bă, de-aia nu mi-am pierdut deloc skill-ul, gen am jucat Iron Dead, mi-ai știi ce shot-urile dădeam la aia, și n-am mai jucat de vreo 2 luni, ce este? 3 luni. No. Ce ne, ce loial eu, mă, frate, nici pentru bani, mă, bă, frate. Respect, pa. Uai, nice. Fii cu minte, boss, că tu te pui cu Raul 2 ca aici. Palace, oh. Uite că vine ăsta. Mamă, m-am nenorocit cu flash-ul ăla. Bravo, frate. Bravo, frate. Mamă, cum joacă omul, frate. 11-1. Mare scor de scrim. Bă, ghicește de cât timp am contul ăsta pe care joc acum. L-ai de vreo 2 ani. Da, uai, și-o dat surrender, easy. No, bă. A, winner, așa, frate. Ia să vedem. Ce rank zici că am luat, băie? Eu zic că am luat Golnova 3. Ia să vedem. Golnova 3! Oh, easy. Știam eu, frate. Bă, băieți. Bă, să mai băgăm o meci, oare? Ce zici? A fost cam scurt, a fost 15 minute, nici atâta, 10 minute. Na, bă, băieți, oricum, o să fie un episod mai scurt, aia e, nu-l fac de 10 minute, nu-l luăm monetizare. Sper că v-a plăcut acest episod, nu ezitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe și noi ne vedem data viitoare. Salut!